Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Ora 12 și 2 minute, emisiunea 1 plus 1. În studioul Vaslui TV îl avem ca invitat pe domnul Andrei Busuioc, senator AUR de Alianța pentru Unitatea Românilor din județul Vaslui. Dați-mi voie să-l salut și să-i spun bine ați venit în premieră în studioul nostru, domnule senator. Bună ziua, bine v-am găsit! Am onoare să fiu invitat la dumneavoastră emisiune. Domnule senator, cam obosit așa un pic, e grea viața de voluntar, să stai zi și noapte la vamă, la frontieră și nu numai. Să treci din România în Moldova, ba chiar și în Ucraina și să încerci să rezolvi problematica cu care se confruntă refugiații de război din Ucraina. Cât de greu este? Care este situația? Pentru că dumneavoastră ați luat contact direct cu ea. Este foarte emoționant situația. Am văzut diverse cazuri am văzut. Am văzut oameni care plângeau, am văzut oameni aroganți, am văzut cazuri diverse. Chiar azi dimineața am vorbit cu niște doamne acolo, m-a ajutat așa când am reușit între timp. Sunt obosit, da, foarte obosit, supra-solicitat am fost. Bine, singur ne-am ales calea asta. Am dormit câteodată câte 4-5 ori pe noapte. Supra-solicitat am fost în primele zile, prima zi de 24 februarie, prima zi de război, să-i spunem prima zi de dragoste, prima zi, da. Ultima noapte de dragoste, prima zi de război, până la urmă că au fost dragobetele. Mie mi s-a părut un pic așa, un război, lumea să lupte, că până la urmă sunt luptători ucrainieni, s-a văzut lucrurile astea așa cum a trezor, s-a văzut, bine, cei se aud, spun haiterii, tot atacă lumea ucraineană, am văzut diferite cazuri. Hai să fim solidari, în primul rând, noi să nu uităm, în primul rând, că suntem creștini, prin ajutor aducem pe Hristos în sufletul nostru. Prima zi m-a apelat un preot din Republica Moldova, un preot la mănăstire, unde sunt ctitor, și hai să mergem în Palanca, să vedem care e situația în Palanca, că el noaptea trecută, pe 24, a adus două familiile care le-au cazat la mănăstire. Părinte, nici o problemă, mergem cu mașinile noastre, că sunt mai mari, că așa, ok, haide să mergem. Am mers în Palanca, am rămas... Să spunem Palanca, domnule senator, că este vama dintre Ucraina și Republica Moldova. Corect, Tudora, da. Și Palanca, no, nu? Nu, no, sau no. Cum vine? Tudora este la 17 km distanță de Palanca. De Palanca, deci este sunt două... Stara Cazaci, da. Tudora... Palanca nu am intrat, nici nu m-am uitat, chiar sincer nici nu am vrut să mă uit, nu m-a interesat locul ăsta, mă uitam la oameni, la refugiați. Am stat în Palanca cu părintele vreo 4-5 ore, am văzut situația, am văzut cum se organizează, chiar autoritățile de Chișinău au organizat autocare acolo, deja s-a transportat lumea, s-a organizat tabără pentru refugiați, era ok. După care am zis, părinte, hai să mergem și în vama de la Starca, de la Tudora, că aici nu, erau foarte mulți voluntari, am rămas uimit cât s-a mobilizat Republica Moldova, foarte mulți oameni din propriul buzunar s-au mobilizat. Am mers în Tudora, asta am ajuns la vama, acolo erau mai puțin voluntari. Era foarte puțin voluntari, practic, și băieții îmi spun, domnul senator, dacă ne-ați puteți, încercați să ne-ați treceți înspre vama la ucrainini, să vedem că foarte multă lume vin pe jos. Și am întrebat atunci pe domnul de pe poziția frontieră, zic, pot să trec încolo? Deci, da, faceți-vă carte verde. Ok, mă plătesc din banii mei 80 de lei moldovenii ăștia, să prinești în jur de 15 roni, să spun. Da, așa? 15 lei. Am mers în partea opusă, am intrat în... acolo un domn m-a rugat să transmit niște acte la soția lui că se poate traversa copiii vama. Am ajuns în vama la ucraineni. Ucrainenii... le-am explicat situația, domnul ucrainean Vameș, și eu vă înțeleg, haideți vă rog să nu mergeți cu mașina până la barieră, că să nu înțeleagă greșit ucrainenii, că erau o coadă de 15 km, oamenii stau în coz, ieri am discutat cu cineva, au stat 30 de ore. 30 de ore la coadă? La coadă. În Ucraina, în, ca să trăiască în Republica Moldova? Da, din Ucraina în Republica Moldova. Vă dați seama ce se întâmplă în Republica Moldova acum? Eu avem niște date acum dimineață, le-am văzut pe Facebook-ul domnul Dumitru Alaiba, deputat de Republica Moldova, și am văzut așa, la 100.000 de locuitori din Republica Moldova revin câte aproape 4.000 de
locuitori ucraineni refugiați. La 100 de locuitori. La 100 de locuitori. 4.000 de... Da. Deci, patru locuitori, patru refugiați de război la un locuitor. Pe când în România sunt în jur de 3, să-i spunem așa. 3. Da. Cei mai mulți care pleacă spre Germania, Polonia, adică eu foarte mult am interacționat cu oamenii, am întrebat unde mergeți, hai să discutăm împreună, să vă ajut cu ce pot. În Stara Cazace am trecut în partea la Stara Cazace, am dus actele doamnei, au trecut oamenii care au avut trecut, eu luam cu mine cu mașina câte 7-8, am avut caz că o doamnă cu 3 copii era în cărucior un copil mic, nu știu, de câteva luni, un copil mai mare deasupra și un copil de mânuță. Și cel mai tare am rămas impresionat de situația când discutam despre soții lor. Mulți spuneau că nu mi s-a permis să treacă soții, cum merg eu singur, cum așa. Dar mulți spuneau că soțul meu nici nu a îndrăznit să gândească, să părăsească țara. El trebuie să apere pământul și casa. A rămas foarte uimit și foarte mulți. Mai am o poză cu un deputat din regiunea Odessa, care traversa hotarul în Republica Moldova. Mi-a povestit istoria că la ora 11 noapte era cu familia în Grecia, o lua bilet de avion de la Atena spre București, de la București spre Iași, de la Iași a luat taxiul spre Vamă, de unde l-am ajutat eu să traverseze hotarul și a aștepta alt taxi să meargă să lupte în Odessa. Și el fiind deputat de regiune, nu un om simplu. Adică a rămas uimit de curajul lor, că sunt niște oameni curajoși până la urmă. Că sunt fantastici chiar. Da, eu avem așa o impresie că în 2-3 zile războiul termină și termină foarte urât pentru noi că ne trezim cu rușii la hotare până la urmă. Da. Că nu se știe că Transnistria este un pericol până la urmă și ne trezim cu dânsii chiar aici la Prut. Aici la Prut, da. Să nu uităm pactul Ribbentrop-Molotov. Noi nu uităm toate lucrurile astea din trecut. Că când s-au discutat atunci au semnat pactul Ribbentrop-Molotov pe 3 județe și au anexat o Basarabie întreagă. Și acum avem în Ucraina Cernăuțu. Știți cum au motivat? Că a fost creionul Bond. Și când au măsurat pe hartă, a fost de vreo 100 de kilometri, așa mai... Frica mea a fost foarte mare că, într-adevăr, când vor fi borbandate orașele ucrainene, sunt strezați că fix așa, că 100 de kilometri în stânga, 100 de kilometri în dreapta, că e o provocare până la urmă. Da. Eu tot ascult foarte multe pe Facebook, mă uit, când ajung să mă uit, că acum, sincer, chiar n-am făcut postări, că nu am făcut-o pentru postări, că să fac ratingul și nu știu cum acolo, cu cineva să-mi spui, ce nu faci? Domnule, nu am când. Și dacă sincer, am apărut în vremea nouă și în Yes News, am văzut pe grupul Senat AUR, că acolo urmăresc tot timpul, că să ne uităm, să fim în curent tot ce se întâmplă, că suntem primul politicieni, trebuie să respectăm statul român și mai departe. Cetățenii ne-au trimis în curul cu alte scopuri, nu că, mă rog, acum e umanitar, ajutăm. Și am văzut că cineva a postat despre mine în grupul Senat AUR, au postat poveste cu mine. De la vremea nouă, dacă nu mă greșesc. Și chiar am rămas uimit, am citit așa, mă rog, am înțeles că cineva a spus că m-au văzut și la Antena 3. Da, păi ați spus că noi ne-am întâlnit, că ne-am întâlnit noi, când una dintre ocaziile când ne-am văzut la Mama Albița, cu acea femeie care povestea sărmana prin ce a trecut. Și când, da, o să ne povestiți dumneavoastră, pentru că o să aveți foarte multe relatări de făcut pe tema, să zicem, tragediilor, nu să zicem, chiar așa și este, a tragediilor de război. Deci, inclusiv și pe Antena 3 și pe Antena 1 ați fost prezent. Că ne-am întâlnit, eu am rămas profund impresionat și de asta v-am și invitat în mod special. Am rămas impresionat și de faptul că v-ați implicat aproape total, până la uitarea de sine, zic eu. Da. Când ați spus că uitați-vă cum arăt și când m-am uitat la pantofii dumneavoastră, nu venea să cred. Adică nu vă mai dădeați jos din mașină sau te dai jos din mașină și faci drumul, du-te încolo încoace. Mai vreau să vă întreb, domnule senator, care sunt problemele care se confruntă atât la Vama ucraineană moldovenească, cât și la Vama moldovenească română, refugiații de război? Care e marea problemă? Pe care ați încercat să o rezolvați? Bine, că nu am așa autoritate să rezolv problemele astea. Da, sunt, mă rog, am discutat cu la București, s-au discutat lucrurile astea.
În principiu, în prima seară când am ajuns în vamă, că eu am venit pe 26 am ajuns în vamă la Albița. Am văzut că e situația, am mai discutat cu șeful de tură, chiar m-a apropiat de șeful de tură, m-am prezentat, am discutat, el, ok, ce vreau să vă văd legitimația, m-am prezentat, eu văd tot ok. Am ieșit din vamă, m-am oprit la Petrom și am văzut că este nevoie de informații. Într-adevăr, era foarte mult nevoie de informații. Oamenii erau derutați, oamenii nu cunoșteau. Eu, fiind și vorbitor și de limba rusă, bine, că vorbitor, dar uneori fac multe gafe, că este o limbă nu chiar ușoară. Eu am învățat-o în școală, chiar dacă sincer că am rugat pe cineva să-mi scrie pe formatul A4 ajutor și informație de a lor, să pun pe geamuri. Da. Am, și acum am mașinile, am situații date, foile date. Nu am reușit să spăl mașina. Să spun cum este situația, că chiar nici nu se merită situația de mașină, că el mă sună soția și îmi spune și băi Andrei, nu uita că mâine ai emisiuni, trebuie să te duci să frezezi, hai poate cumva. Eram în vamă, eram la Albița, în Petrom, că îi spunem în vamă, îi spunem la Petrom. În, da. Și spun că am o soție, sunt foarte recunoscător soției, că mă înțelege. În prima seară când am stat în vamă, am stat până la ora 2 din noapte în vamă, cu copiii, cu soție și am ajutat cât am putut cu informații. A doua zi am sunat pe persoană din Bărladu, o persoană de afaceri, și am rugat să mă ajute cu ceva alimente. Este un domn, să-i spunem Dan, nu a vrut să fie prezent public. A trimis mașina cu alimente direct în Petrom, în stația provizorică. A fost o stație provizorică, ne-am pus cu mașina, am pus din port bagaj cât am putut. E și acum sunt acele corturi cu ajutoare care și e prezentă, prezenți și reprezentanții episcopiei hușilor acolo. Da, țin să mulțumesc foarte mult. În principiu, cea mai prima care a fost doamna Monica Popescu din Vaslui. Noi eram acolo când am venit doamna Monica Popescu în prima zi. Am stat împreună. Foarte mult a ajutat doamna, o doamnă cu suflet mare din Vaslui, după care pește câteva zile au venit episcopii, țin să-i mulțumesc foarte mult episcopii, în special domnul episcop, presfințitul episcop de Huș, Ignatie. Da, care a fost prezent personal în vamă, în Petrom, iar îi spun vamă. Da. Suntem lângă vamă acolo, în stația improvizată, să-i spunem așa. Mă rog, au venit și cu alimente, au venit că mare majoritate au fost organizate, practic am implicat și pe doamna secretară din Bârlat, pe doamna șefă cabinetul senatorial Buzuc Andrei Carmen Terciu, care a fost implicată zilele acestea, chiar aseară nu a mers acasă, a stat două ori dormit la cineva în Răsești acolo, au avut unde să doarmă. Cei că eu sunt foarte obosit, adică vă spun că am mers miercuri noapte, am mers spre București, trebuie să ajung la București numai decât la Senat, avem o discuție acolo. Pe drum spre Urziceni eram cu familia, am adormit la volan, o situație care, o reacție am avut-o când am simțit că nu mai am control asupra ochilor, am apăsat brusc pe frână în mijlocul drumului, era 11 noapte la vreo 10 km de Urziceni, după care s-o trezesc copiii, a fost o situație, m-a oprit în Petrom pe 10 km, am dormit 15 minute. Soția ne-a spus așa, joi, mergi doar la Senat, nu ni pornim spre Vaslui. Ni pornim, dacă dorești, sâmbătă. Și am plecat sâmbătă dimineață, la prima oră. Să vă mai odihniți. Domnule senator, așa, ați avut multe întâmplări și multe v-au fost povestite. Care sunt cele mai impresionante povestiri din partea celor pe care i-ați luat în mașină și i-ați ajutat să treacă, să ajungă în vamă, în vama din Moldova, la Leușeni, de aici, să treacă mai departe? Care v-a impresionat cel mai mult? Cel mai mult impresionare, impresia a fost frumoasă, a fost în primul rând cu bărbații, soții din familie, bărbații, rămân cu demnitate să lupte. Asta a fost cel mai impresionant. A fost deci lucrul. Merg și conduc familia până la graniță, la granița cu Moldova din Ucraina și după aia se întorc la muncă, la luptă. Eu am întâlnit caz, erau două doamne, era o doamnă, era mama cu fica, fica era la volan, se vedeau că erau plânsă, s-a oprit pe dreapta,
mă apropii de dânsă să întreb care e situația, vă dați seama că nu m-am îmbrăcat la costum, că să arăt cuiva acolo că sunt ceva. M-am apropiat să zic, doamnă, vă pot să vă ajut cu ceva? El e speriat, că foarte mult sunt speriați. Da. Speriat, eu zic, nu, tot e ok, și o pornit așa, cam un pic mai în trompă, s-o opit mai în față. Și noi, de exemplu, dacă părintele am stat acolo și am zis, băi, hai să mergem la Tudora și le vedem pe doamne oprite. Ne-a oprit iar la doamne și întreb, doamnă, poți să ajut cu ceva? Ne-au întrebat de cartea verde, ne-au întrebat de drumul, impozitele pe drumul și mai departe. Oricum le explic la toți toată situația, că deja sunt informat cu toată situația la Ministerul Afacerilor Interne. Și doamna îmi povestește așa o istorie. Ei erau din Odessa și erau cu cineva, cu un, să-i spunem așa, cineva din Odessa le-au văzut că mergeau spre vamă și ne-au luat spre noi, da, la ocazie, așa s-au urcat cu domnul. Ajungând în vamă, pe domnul îl întorc înapoi din cauza că fiind între... Legea marțială fiind între 18-60 de ani, domnul trebuie să se întoarcă înapoi pentru a apăra patria. Domnul se uită la doamne și le întinde cheile și actele și le spune și mergi cu mașina mai departe, ne vedem pe urmă. Și a întors domnul înapoi să lupte. Doamnele și i-a dat mașina doamnei. Da, i-a dat mașina doamnei. Da. Am mai întâlnit caz o domnișoară, domnișoară, nu știu cum să-i spun, că nu m-a interesat starea civilă și mai departe. O venit, o pornit în trompă și din câte am înțeles deja după discuțiile care am avut cu alți ucraineni, nu avea permis. Adică au venit din Ucraina, au ajuns în România și nu se știe unde mergea domnișoara, când era cam și înervat, era stresată, tot o situație și atunci au apărut întrebarea, dar era mașina ei? Ok, nu era o problemă, că acum chiar nu pun nimeni valoare pe stare financiară, pe bunul și mai departe, până la urmă. Că am întâlnit cazuri că chiar sincer rămân uimit că sunt ucrainieni care nu vor să oprească, să iei pe nimeni cu dânsii cu mașinile. Din câte informații le-am... mâini oficiale, așa să-i spunem, am auzit declarații la vamă de jumătate de milion de dolari, 2 kg de aur, asta în vama Albița, în vama din Suceava s-au auzit de 1,5 milioane de dolari cu dânsii, bani cash. Bani cash, da. Da, sunt oameni. Și atunci înțeleg că omul nu vrea să oprească, că are o frică. Da, este teamă. Este o frică că, mă rog, nu știi pe cine e cu tine, că am avut situații cu romii din Ucraina, că... au venit și se uitau după o doamnă cu un copil, urmăreau pe dânsa unde se urc cu mașina, cu cine se urc cu mașina și urmăreau mașina și când ajungeau 3-4 mașini se opreau și noi toți vrem cazați. Adică și dacă era cazul pentru o doamnă cu un copil, vă dați seama că se trezau într-o casă cu 2-3 mașini cât de romi. Da. Și care erau foarte aroganți. Da, din câte s-a întâmplat aseară, da. S-a întâmplat o situație la Galați. Nu știu. La Giurgiulești. Sincer să fiu, nu reușesc în ultimul timp să citesc nici o știre. N-am avut când să citesc nici o știre. Acum am zis că s-a organizat... Bine, au fost returnați, au fost dați înapoi pentru că au fost recalcitranți, au făcut scandal, erau băuți și comportamentul. Cu situația cu băutura s-a întâlnit foarte mult și în Republica Moldova. Ce și-am făcut și eu acum când am văzut poliția, postul de poliție prin județ, m-au oprit și am întâlnit cu toți și am spus, domnilor, eu vă înțeleg că sunt cu număr de Ucraina, dar trebuie opriți și verificați că dacă el merge cu viteză, nu doar Vasluianul trebuie oprit. Toți suntem în același drept în fața legii. Da. Și până la urmă trebuie, dacă e servit, trebuie să răspundă, ei nu înțeleg, ei nu realizează, la dânsii acolo se dă mit în stânga și în dreapta, nu realizează că noi mult mai strict lucrurile. Eu sunt în grupurile de Viber din Republica Moldova, cu voluntari, sunt foarte multe de grupuri de voluntari, cât și în România, foarte bine s-a mobilizat lumea, acum am întâlnit azi dimineață pe cineva din Bulgaria, care e din grupul de voluntari, au venit din Sofia să iei niște persoane de la Chișinău, adică fac voluntariat și ne-am spus, haideți vă rog să ne conectăm, că adică eu m-am conectat la grupurile de Republica Moldova și să conlucrăm cumva, că foarte mulți pleacă spre Bulgaria, dacă sincer. Da. România este o țară de tranzit. Da, Bulgaria și spre Occident, dar întrucât Ungaria a făcut... Da. E foarte important acum să înțelegem... Ceva mai greu intri în Ungaria. Da. E foarte important că noi să fim într-adevăr o țară de tranzit, să nu se oprească, așa o zis, că am întâlnit oameni foarte culți, foarte de treabă, am întâlnit chiar aseară, o familie de evrei. Erau cu 6 copii, 5 copii, nu mai țin minte. Și am
i-am ajutat să ajung la CFR, de la Iași, băieții au lucrat, eu dus cu mașina până la Iași, la Iași. Când au plecat, au rămas și au mulțumit, ne-au cuprins, ne-au mulțumit, că nu contează până la urmă etnie și nu contează. Oameni să fim, în primul rând. Da. Tot dumneavoastră ne-ați povestit, domnule senator, și un caz, acea familie care a plecat cu doi copii și alți doi au rămas într-un internat, nu știau, un internat bombardat din Odessa. Nu știau exact ce, cum, unde. Parcă dumneavoastră ne-ați povestit. Nu, nu mai știau nu, de situația lor. Nu, dumneavoastră. Aseară, deci aseară am avut o caz în vamă. O doamnă, au plecat mai multe familii. După nume, semănau ceva azerbaijan, ceva genuista după nume. Plângea doamna în vamă, era mama, când nu găsește pe fică cu doi copii. Era o seară că am ajutat-o în dat pe om niște calmante, că stresase, că o oră și ceva nu vine din urmă mașina. Ai venit greu, că se circulă greu. Am văzut foarte multe lacrimi, dacă sincer. Chiar o situație când trezești și nu ai unde să mergi, nu cunoști unde să mergi. Am avut caz de seară preotul de la Bărlad, un preot de la Bărlad a oferit cazare la un hotel. El a achitat hotelul la doamne care nu aveau unde, nu aveau cum să achite, pur și simplu. Da. Și le spun, și le, au fost cazuri când cineva, chiar azi am discutat cu cineva, a achitat în Chișinău $200 sau €200, nu ți-am minte, pentru o chirie în apartament. Lor s-o oferi chirie gratis, au spus și nu, noi nu acceptăm chirie gratis din cauza că sunt oameni din spate care vin și într-adevăr necesită. Noi ne putem permite, noi ne achităm. Și au fost cazuri când veneau cu ajutoare chiar de la ei, de mașini scoteau ajutoare și dădeau înspre mașina improvizație acolo în Petrom. Da. Am văzut că omenie până la urmă există. Dacă sincer, chiar înainte de război, eu sunt așa mai sufletist așa la mine și înainte de război mă gândeam că nu mai există oameni. Sunt doar, este o populație doar atât. Nu mai sunt oameni cu bun suflet. Și acum când am văzut mobilizarea asta radicală, cu mobilizare, s-au văzut lumea, într-adevăr, bine, că sunt mobilizări și pe Facebook care critică toată situația asta, am întâlnit hateri, chiar azi dimineața am ascultat în Republica Moldova o situație de hateri care atacă situația și deja sunt influențări din partea Rusiei, așa zis, blogeri care aduc informații și trăiască Rusia, trăiască. Da. Chiar am uimit. Cum e posibil că un stat atacă alt stat, omoară oameni, fără să trăim într-un secol când practic ar trebui să și când trezești dimineața nici nu poate să existe așa ceva la noi. Ce să mai știți? Poate dumneavoastră aveți mai multe informații. Ce se mai întâmplă în Ucraina? Până la urmă, Odessa, noi cam foarte multă dezinformare, domnule senator, și de o parte și de alta, trebuie să fim cinstiți și drept, adică în sensul ăsta, foarte multă dezinformare, dar oricum este, distrugeri sunt masive și morți. Este foarte multă dezinformare, chiar mă uitam zilele astea, cineva, un blogger din România, a declarat că în Ucraina nu prea sunt războaie, tot e falsă, e situație. O trecut o doamnă din Ucraina și am rugat-o frumos să mă introduc în grupurile din Ucraina să văd realitatea. Da. Și doamna îmi spune și că nu vei fi permis accesul din considerentul că ești cu număr de România. Și îi spun, doamna, dumneavoastră spuneți-le că eu, uite, sunt așa persoană, așa vreau să-ți cunosc lucrurile. Și doamna i-a explicat, în primul rând, strategic, la ei nu se permite filmarea online pe Facebook, din considerentul că sunt lucruri strategice, că să nu fie atacați în aceeași zonă. Secrete. Da. Și oamenii sunt conștienți în momentul dat și că se postează filmulețele peste 3, 4, 5 ore. Că să nu fie atacat în fix așași loc. Adică unii locul slab, acolo să fie atacați. Mm-hmm. Și doamna ne-a trimis, adică am filmuleță, am fotografii fel de fel. Am primit din start informația că noroc a fost aruncat podul de la între Ucraina, podul feroviar dintre Ucraina și Transnistria, la care am auzit ceva la presă, din presa transnistriană, spuneau că cum că ucrainienii spun că Transnistria au aruncat podul în aer, pe când ucrainienii au aruncat. Adică era un fel de tot de provocare televizată. Adică și fiecare parte dădea vina pe cealaltă, da, parte. Dar da? Ucrainienii, în schimb, în toată presa din Ucraina, este informație că ei au aruncat podul în aer. Da, deci Ucraina a aruncat tocmai pentru a nu permite armatei Erau mobilizare de tancuri lângă pod. Aha. Și ei, realizând lucrul ăsta, l-au aruncat în aer. Ceea ce am informație, că nu cunosc mai multe informații, că vă dați seama că
Dar chiar dacă și-a avut, fi fost avut informații secrete, nu putem să o divulg acum. Dar eu fiind în postură de senator, nu am așa informații. Avem șef de stat, avem șefii de stat, adică cât și în Republica Moldova. Pe acest cale țin să le felicit chiar securitatea din România, că am înțeles că sunt deja și arestări a provocatorilor, chiar foarte bravo, cât și poliții de frontieră fac un efort colosal, practic. Sunt actele că primele zile nu se permitea intrarea, când m-ați întrebat care erau probleme. Problemele. Da, primele zile au fost probleme cu certificatul de naștere, certificatele fiind în ucraineană, trebuiau transcrisă că primele zile nu se permitea să intre cu certificat de naștere, erau doar cu pașapoarte biometrice, ușor de scanat, treceau foarte ușor. După care s-au permis accesul în România pe baza certificatelor de naștere, care trebuie introdus manual toate. Și toate fiind în ucraineană, în chirilică, și plus că nu coincide cu limba rusă, că de exemplu toate lunile lor au niște luni care nu sunt și eu am făcut personal sinonime cu cele din limba rusă. Eu am făcut personal niște traduceri și le întrebam pe doamne cum să le scriu, care lună. Și ceea ce faci și poziția de frontieră acum este un lucru colosal. Și să vă spun sincer, chiar a rămas uimit că azi dimineața am aflat că de-a mă interesam situația din vamă. Nu este rândul în România. Rândul se formează în Republica Moldova. Da. Este o situație, până la urmă. Acolo nu poți, tot îți bravo băieții, adică chiar am fost și în situație cu ei. Au și situația, așezarea punctului de trecere, pentru că doar trei linii sunt, trei canale sunt de trecere în Vama Leușeni, în punctul de trecere Leușeni. Am discutat cu șeful de tură și de acolo, am discutat, ni s-a explicat. E greu în principiu și foarte puțini lucrători au, adică e situație și în Republica Moldova, că tot fiind migranți care pleacă, migrează din Republica Moldova, că dacă fiind vorba, chiar acum am discutat de migranți, acum ultimele zile ne-am trezit cu o grămăzie de migranți din Republica Moldova, că avem 5 prieteni care au făcut perfectat actele, sunt rânduri imensă la perfectarea actelor. Mm. Că oamenii când s-au trezit cu războiul la ușă, au început să face perfecta actele pentru copii, pentru părinți, pentru așa mai departe. E situație diversă. Ceea ce eu panică până la urmă. Eu nu aș fi de situația că până când n-am Republica Moldova până la urmă este așa fiind ca un tampon între ceea ce se întâmplă în Ucraina și România, că acum am auzit aseară în ce mi-au spus că s-au început să vinde căsele. Vă dați seama că oamenii din Vaslui am auzit că se vând căsele, că pur și simplu se fugă cât mai departe, deja sunt speriați. Nu au pentru ce să panica în principiu. Este situație că nu se merită. Adică, haideți acum dacă toți ne retrage... Nici nu se merită cu cumpărarea de valute. Iată, a trecut euro la casele de particulare de schimb valutar de 5 lei și ceva, 5,30, 5,40. E situație... prea, nu știu ce se... Se panichează lumea, s-a panicat lumea foarte tare. Și eu vă spun situația că din ce cunosc eu, nu se merită panicare dată. Da, mă uitam, Alinea Petre a spune felicitări domnului senator, un om cu suflet mare care nu a putut rămâne indiferent la nevoile celor greu încercați. Dar mai aveți... Sunt să-i mulțumesc foarte mult familiei Petrea. Este doamna secretară care a fost practic din prima a doua zi cu mine, cu soțul, făcut practic voluntariat, cu fost și au stat cu mine în vamă până târziu, adică într-adevăr s-au implicat foarte mult. Sunt foarte mulți oameni implicați, este, hai să-i spunem, și domnul primar de la Drânceni, care acum zilele este are restaurant și au adus 100 de porții de mâncare. Ieri am observat locuista. I-am mai cerut dumnealui să hotărască situația cu lumina în tabără acolo, improvizarea acolo, că deja cade curentul. Dumnealui a spus ca să încerce să rezolve întrebarea. Sper că mâine să fie rezolvată întrebarea. Da. Chiar îl rog frumos să rezolve întrebarea acolo. Domnul Ticu, primarul din Puiești, organizat domn cu suflet mare, primarul de la Puiești, Ticu Cezar, care a organizat strângeri de fonduri, strângeri de donații. Țin să-i mulțumesc de Jurnal de Bine din Voluntari din Cluj, care au trimis un microbus. Eu nu l-am văzut, dar nu l-am cântat, spun că 3 ani jumate de produse. Mm-hmm. Într-adevăr era foarte încărcat, era pește măsură încărcat. Vă dați seama, din Cluj, și în noaptea asta trebuie să mai ajung o dată ei.
deja al doilea transport care îl vin. Domnul Ivan Sorin, magazinul Geloprod din Bârlad, ne-a ajutat cu produse așa. Și tuturor oamenilor care au fost din Bacău, Cluj, Timișoara, Arad, Piatra Neamț, s-au mobilizat foarte multă lume. Omul Natură este un blogger, Omul Natură, care tot s-a implicat, tot a adus produse, că într-un live de-a lui apară ca traducător. Îmi spune că am avut nevoie de traducător și spun, ieri m-am văzut cu dumneavoastră și spun că, domnule, nu sunt traducător, sunt voluntar, mai bine spuneți. Da. Așa este. Domnule senator, spuneați că în Republica Moldova e patru refugiați la un locuitor. Este o presiune colosală. Cum se trece, să spun așa? Adică pentru cei care ar vrea să meargă în Republica Moldova, cei sătui să stea frumos la casă, bănuiesc, pentru că se trece foarte greu din Republica Moldova în România, scos destul de mari. Da, după cum cunoașteți dumneavoastră, ați observat, sunt cozi imensă la intrare, la ieșire din Republica Moldova. După barieră, ieri au fost coloane de 5 km de mașini. Dacă nu e nici state strict, nu mergi să acum în Republica Moldova. Din cei ce am informații din Republica Moldova, băieții spun că voluntari, care, apropo, avem oameni care au dormit și acolo la volan din voluntari, da, spun că fiecare treia mașină este moldovenească. Fiți atenți, fiecare treia mașină este moldovenească. Sunt mașini foarte scumpe prin Chișinău, acum cu numele de Ucraina. Am rămas și eu uimit, adică n-a fost să văd lucrurile astea, dar ni s-a spus, adică și îmi transmit băieți informații, că văd că tot mă droagă unul altul, îmi spun informația. Eu le-am explicat băieți că primele zile făceam voluntariatul să trecem între voi și le-am spus la băieți, băi, am vorbit cu poliția de frontieră din România și nu vă controlează de carte verde. Dacă faceți voluntariatul, fiți buni și intrați direct și îi lăsați la pe drum. Că deja și eu mai bine mă ocup de organizare decât să mă ocup de transportare oamenilor. Da. Și e situație când poți să organizezi, e mult mai valoros decât un transport, să faci un transport câte 7 oameni și stai 2-3 ore să le pierzi prin vamă. Și voluntarii, băieții care mai vin și mai stau și mai duchesc. Da, că nu puteți să treceți pentru că este clar, cozile fiind de 4-5 km, sigur apar neînțelegeri și apar nu te lasă nimeni să treci în față. Chiar dacă ai rolul acesta de voluntar. E ok. Și, deci, asta e sfatul dumneavoastră, să nu treacă în Republica Moldova, să nu meargă, decât dacă... Dacă vor să facă voluntariat, vor să ajute, cred că-s bineveniți toți și poate să plece și în Republica Moldova să ajungi voluntari. Ieri venim de la București, m-am întâlnit la Buzău, m-am intrat să mă alimentez la PECO, și văd o mașină cu numere de Ucraina, era un Mercedes ML și mă apropie de dumnealui și îl întreb care e situația noastră, cum ok. Și da, noi deja ne-am cazat la București, el era la Buzău. Și mergem înspre vamă să ajutăm alți oameni. Uh-huh. Am informații din Republica Moldova că un Ford Mustang cu numere de Ucraina face naveta între Chișinău și Albiță. Duce oameni. Adică vă dați seama că sunt oameni constăriți care ajută până la urmă. Că da. Nu putem să punem presiune pe o țară unde sunt acum Republica Moldova, așa să-i spunem, o republică care prezintă o populație în jur de 3 milioane și acum acasă sunt în jur de 1,5 milioane, să-i spunem cât mulți au ieșit acum, au părăsit țara, punem o presiune practic colosală pe ei. Și sunt oameni care au cedat apartamentele pentru refugiați și am auzit cazuri când două nopți în urmă au furat televizorul din apartament. Nu se poate. În Drăncini, niște romi au devastat o baie. Da, o să se supere Radu Cristian Bărbulescu, dar asta e situația. Erau cert, erau ei sau au fost altceva? Adică erau cetățeni de o anumită etnie? Da, da. Da, da, că ok, să simt și ei, dar sunt, știți că nu e reprezentativ pentru etnia romă chestia asta, dar sunt și, știți...
noi, gunoaie, nu? Eu am discutat mai mult cu mai multe persoane. Eu deja încep să le spun că uitați-vă, sunt oameni din noastră, așa, 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 și cineva îmi spune ca o vorbă cam urâtă, nu am să o spun direct, dar spun așa, nu e păduri fără uscături. Corect. Cât avem și la noi oameni care sunt, că e foarte ușor să stai acasă, să tapezi de acasă și să critici ceva. E ușor. Fii bun și prezent, hai să ne ajutăm, hai să facem ceva împreună. Că chiar și când cineva ocupă un post, e foarte ușor al critici, da? Simplu. Te lași stai de la calculator și dai mai departe, asta e. Da. Domnule senator, eu mai voiam să vă întreb un pic și despre opinia noastră vis-a-vis de solicitarea celor din Transnistria de a deveni Republică de sine stătătoare, să recunoască. Haideți, în primul rând, să rectificăm întrebarea noastră. În primul rând, ei nu au solicitat să devină Republică Independentă. Eu au spus că cum hotărăm situația. Aha. Atât timp cât Republica Moldova, am dat un citat acum, atât timp cât Maia Sandu, președintele, a semnat acordul cu Uniunea Europeană, ei au spus cum hotărăm cu noi. Ce e situația cu noi? Care urmează, ce urmează mai departe procedurile cu noi? Adică ei nu s-au lăsat cumva să spui că hai domnule, noi declarăm independența, că cineva ne-a transmis două zile în urmă informația că și-au proclamat independența Transnistria și am făcut gafa să o transmit cuiva. Da. Și adică până la urmă am aflat, nu, asta au fost niște informații așa. Sincer, chiar vreau să o felicit acum pe Maia Sandu, că doamna președinte Republicii Moldova gestionează foarte bine acum lucrurile. Că chiar dacă suntem în opoziție, undeva am criticat-o, chiar am avut cazul că am criticat-o, acum chiar o felicit pentru gestionarea situației din Republica Moldova. A depus Moldova. Și cererea pentru includerea Moldovei în Uniunea Europeană. Da, eu am o viziune. Eu, înainte de a critica, trebuie să ajung la situația că să înțeleg din ce cauză procedat în felul următor. Că trebuie să întrebăm în esență. Nu putem să criticăm doar așa, fără niciun... Că toți haterii care stau în fața calculatorului și pur și simplu promovează prostiile. Da. Deci, până la urmă, Transnistria, deci nu că și-a declarat independența, ci se întreabă dacă voi intrați în Uniunea Europeană. Acum se asigură. Ei stau stute de pe situație, că din cauza că, hai să recunoaștem, prindă Ucraina, ține piept, foarte, foarte bine ține piept războiul dat, și atunci e o situație pentru ei. Adică ei nu pot să meargă pe ideea că adică declarăm independență și Rusia nu mai ajunge la noi sau nu mai bine merg spre Europa. Eu cred că ei chipzuiesc foarte bine acum. Și chestia asta ar că trebuie să dai un pic de impresie greșită cuiva. În schimb, oamenii trebuie să înțeleagă direct. Că ce se întâmplă acum cu dezinformarea dată, oamenii intră în panică și panica asta, că ce se întâmplă cu panica asta, e că ce v-am spus mai devreme, când ne-a spus cineva că vor să vândă căsă, să le splece. Nu e momentul și nu e cazul, dacă sincer. Pe județul Vaslui, mai grab, dacă sincer, adică aș pune accent pe Galați, unde este ieșire directă la Ucraina. Acolo, așa e. Da. Sigur, mă uitam, iată, Stratan Marin spune un mulțumesc cu litere mari domnului senator Busuioc Andrei pentru ajutorul acordat familiei noastre, un sufletist de invidiat. Marin Stratan, domnule senator, vă mulțumește. Îi mulțumesc. Sigur, eu am cazuri și am și pe Facebook, m-au găsit ucrainini, ne-au mulțumit. Eu nu le dau accept la prietenii, că din cauza că și așa suntem criticați, că suntem proruși și când vă văd scris în limba rusă, vă dați seama, arată că suntem extremiști, suntem proruși și așa mai departe. Acum chiar nu știu, chiar am demonstrat, că sper că am demonstrat multor că nu suntem proruși și nu suntem extremiști până la urmă. Când a fost protestul de la București, că mulți am fost criticați, eu n-am fost. Da, când protestul organizat de AUR. Da, nu am fost la protest, să spune start, adică l-am sunat pe copreședintele Claud Târziu și am spus, domn președinte, zic, eu sunt mai de folos aici, el a spus că foarte corect, rămâi acolo, noi facem protestul, că era un protest
organizat de o lună și, adică erau organizat din timp, adică deja stabilit. Era o situație că nu puteau să cumva să-l oprească protestul. Că am fost criticați foarte dur, au fost proteste în principiu că și la ambasada Rusiei, cât și în Republica Moldova, când avem aur și în Republica Moldova, da, și în România, au fost la ambele ambasade, au fost protest. Și iar am să spun lucrurile, haterii care stau în fața calculatorului și pur și simplu tapează rapid așa un comentariu că sunteți nu știu cum acolo, vă evităm. Acum, duminică, este un protest, nu știu de cine e organizat, am înțeles că un protest împotriva implicării noastre să păstrăm neutralitatea României în război. Uh-huh. Eu nu spun nici, nu voi fi prezent la protestul dat, că oricum am, azi e protestul. Stați ok. Duminică, eu am pierdut deja și timpul. Da, e 6 martie, da. Da, da. Apropo, că azi și zău, fratele meu, n-am ajuns să-l felicit. E situație că toate lucrurile derulează așa prea rapid. Sper că în următoarele zile, bun, că va fi o presiune, iarăși o presiune foarte mare pe VM, că cei ce urmează zilele astea, că am vorbit și cu șeful de tur și spune că pe zi și trece câte 1000 de oameni în plus, câte 1000 de oameni trece în plus. În plus. Da, în fiecare zi. În fiecare zi. Adică, sincer, azi dimineață și dumneavoastră ați confirmat, azi dimineață la Vama Leușeni spre Albița, puține totuși mașini. Da. Adică am înțeles ceva mai mult de 30 până în 40 de mașini față de câteva sute astă noapte. Dacă, asta ce înseamnă? Că se mai odihnesc, stau... Îs valuri, nu? În primul rând vreau să cred că sunt și ei creștini și pleacă la biserici, că e duminică azi. Duminică, da. În primul rând, dacă spunem de azi dimineață, am avut persoane care au trecut la ora 1 din noapte, ora 1, ora 2, că e, oricum e dimineață, era o coadă imensă. Pe când am discutat acum înainte de venirea dumneavoastră, am discutat cu niște ucraineni, era o doamnă cu 3 copii, iarăși soțul urma să lupte în Ucraina. A spus că a intrat după barieră, adică a intrat chiar în vama la Republica Moldova. Da. Și adică se trece ok, adică dimineața cineva... Deci costă... deja intrai în punctul, da, vama, da, practic. Da. Deci nu mai stăteai la coadă. Da, da. Ceea ce deja e bine. Este excelent. Păi... Numai să vedem că eu spun că lucrurile dimineață, tot timpul zilele astea cât am fost pe aici, dis dimineață lucrurile merg ok, după oarele 12:01 se pornește traficul. Acum chiar este webcam în Leușeni, se poate viziona în direct care e situația acolo. Au căzut rețele la webcam-urile astea din VM, au căzut pur și simplu. Cineva spune că au fost închis, mă rog, voi, intenționat, nu. Da. Da, nu, au căzut. Că la câte accesări, da, sunt? Câte accesări sunt, deja au căzut rețeaua. Da. Să înțelegem lucrul ăsta cum este. Adică că toată lumea accesează să vadă, e aglomerat, nu e aglomerat. Și accesează să vadă că e aglomerat, nu e aglomerat, să iasă din țară, dar sunt foarte mulți, pur și simplu, să vadă, să facă impresii. Că face o poză, mai vede acolo. Bine, că sunt oameni care au necesitate, dar sunt oameni care pur și simplu provoacă situații. Și sunt foarte atenți la provocători. Sunt foarte mulți provocatori. Acum, geam, țin să mulțumesc Siriului românesc, Siriul și Siriul, care s-au activat foarte bine și am văzut deja și arestări. Da. Am informații, da. Yeah. Și cât și în Republica Moldova, cât și aici. Sunt provocatori care aveau să ajungă în unele locuri care aveau necesitate. Mm-hmm. Yeah. Deci, pe tulburi încearcă foarte mult să pescuiască, cum se zice. În haos, tot timpul au fost provocări și cineva a avut scos interes din lucrul dat. Eu zic să nu cădem provocărilor și să ne cătăm de viața noastră de zi de zi. Sper și tare sper că următoarele zile vor ajunge la un numitor comun. Bun, cum poți să-i spui numitor comun? Că n-ai așa distrugere în masă, nu poți să-i spui numitor, da, comun. Asta așa e. Și cineva trebuie să rămâi cu pagubele, că sunt... Da, corect. Acum e a 11-a zi de război, nu? A 11-a zi, mă uitam că Ucraina rezistă, ce ziceți? Va rezista Ucraina mai mult timp? Va ceda până la urmă presiunii fantastice militare a Rusiei? Frica constă în altă situație. Cineva m-a întrebat așa printre altele, dar cum crezi dumneavoastră, care țară din lume nu are arme nucleare? Da.
Acum eu cred că neimplicarea Uniunii Europene, adică s-au implicat doar cu armament și le-au dat provizii și armament, neimplicarea în acest război, eu cred că e binevenită că să nu provoace a treilea război mondial. Corect. A treilea război mondial, toți realizăm că puteți emigrați și unii nu ați emigra. Nu scăpați de el. Da, nu se scapă. Și eu am maica mea, mama mea este născută în Sibiria. Bunii mei au fost deportați în 1949, când bunica avea 13 ani și bunelul avea 18 ani. Și acolo s-au întâlnit și s-au făcut, au născut-o pe maica mea în 55. Când au revenit în Basarabia, aveau 9 luni, avea maica mea. Care au reușit din rude, care au reușit atunci și au plecat în partea română, adică înainte de a să începe războiul, au reușit și au plecat. Ceilalți au fost trimiși în Siberia. Da, că avem rude de-a noștri din București, avem care au plecat pe timpul Ceaușescu, au plecat în Suedia, au migrat, cu conflictul, a fost un conflict sortat prin presă, adică pe timpul Ceaușescu au fost situații. Avem rude de-a lui maică-mea care sunt din București, au plecat în New York, trăiesc, adică așa mai departe. Adică sunt situații. Da. Practic, cum vedeți finalitatea acestui conflict, acestui război, acestei invazii? Nu pot să prevăd lucrurile date, nu putem să prevedem lucrurile date, din cauza că, cum să-i spun mai corect, domnul Putin, tovarăș Putin, nu știu cum să-i spun, adică e situație, este imprevizibil. Am frici pe tema dată, că vă dați seama că acum aflăm tot mai mult că el este într-un bunker la 4 km sub pământ, nu știu cum acolo, într-un bunker antinuclear și mai departe. Bine, că nu putem să cunoaștem adevărul, că noi asta ni se dă informația cei și doresc să ajungă la urechile noastre. Noi ar trebui să filtrăm toată informația, că avem creier și prin filtrul creierului trebuie să filtrăm toată informația. Sunt foarte atenți că acum provocările pe mass media și pe zona socializării pe internet este foarte multă dezinformare. Și te simt foarte atent. Da, foarte atenți la orice știre, include un sâmbure de dezinformare. Mă uitam, iată, Ovidiu Spânache spune așa, bună ziua, de ce nu se introduce un tren direct Kiev-Suceava? Vor fi salvate mai multe vieți. Domnul senator, e greu, nu? Da, îl înțeleg pe dumnealui. Din câte înțeleg, din Republica Moldova, deja zile astea am avut informații că au organizat tren Otaci-Iași. Iași, da, gara Socola. Da, s-a organizat tren cu nouă vagoane de pasageri. 1000 și ceva de, da, de refugiați de război. Eu am telefonul în mașină, doar telefonul în mașină, că am prieteni care voluntari de acolo, că chiar azi dimineață scriu că au nevoie de transport din Otaci. Mm-hmm. Foarte mult transport din Otaci au. Otaci unde vine? La unde este situat? Hotarul din nord, cu Ucraina. Despre Bălți, în partea Bălților? Mai nord un pic. Mai nord. Da, da. Mm-hmm. Eu, dacă sincer... Soroca, mai da, nord. Da, Soroca. Un pic mai nord de Soroca. De Soroca. Da, sunt 200 de kilometri de la Chișinău până la Otaci. Citeam zilele astea pe voluntari, pe grupul de voluntari. Cineva spune că o cheltuie din bani personali 350 de litri de combustibil, de motorină. Da. Din voluntari. Sunt oameni care, am văzut și oameni de afaceri, voluntari care pur și simplu cu mașina lor ajutau oameni, făceau voluntariatul. Ieri am primit așa informație, o doamnă era însărcinată, nu a ajuns până la Iedniță și s-a pornit apele. Și au născut, până seara a născut un băiețel la Iedniță, a luat ambulanța, băiețul s-a organizat, a adus tot ce a fost nevoit pentru doamnă. Adică au fost situații și de astea. Ei, ce mai frumos aici la Vaslui. O doamnă din Harkov, din Harkov parcă este, da, a născut gemeni la Vaslui. Tot, am auzit situația. Ați auzit de situația asta. Da, da. E, iată, eu, fi, războiului, mă amuză situația cum pune accent pe orașele noastre. Când asta a spus acum Harkov și i-a spus, îi și sună Harkov, ceva genul ăsta. Și când spun Brașov, Ias, așa, da, au un accent așa, da. Acum așa pe glume, dar în general
am întâlnit că ni s-a spus, nu, am avut cazuri diferite, ni s-a povestit istorii diferite, când o doamnă în vârstă a dat foc la viceu cu un rus. Mm-hmm. Nu știu dacă s-a povestit. Tot niște fete am luat din Republica Moldova, mergeau spre România și mergeau în general spre București, spre Bulgaria vreau să pleci. Nu știu care e situația, că în Bulgaria am presie că azilul politic se cere mult mai ușor ca în România. Mă uitam că și la noi sunt peste 2000 care au depus cereri de azil politic. Da, ei depun cereri, dar în schimb, dacă au ocazia cumva să părăsească România, părăsesc România. Da, asta este. Cred că le e frică. Apropierea de... Asta, tot timpul au spus lucrul ăsta. Cât mai departe de Ucraina. Adică noi ne scotem aproape și cei ce vestie acolo s-au hotărât să plece cât mai departe. Adică Bulgaria... Am avut o situație în vamă. Probabil că în Bulgaria se și vorbește chirilic, în limba rusă, în slavă. Sincer, chiar, da, au ceva asemănător, au, da. Sunt înăduite limbi slave, deci mai ușor de comunicat, bănuiesc, față de România. Am avut o situație în vamă, o venit un autocar care merge spre Istanbul. Și dacă tot ne organizăm cu oameni să-i transferăm, și au niște oameni care plecau George, am parut că le trebuia pe Istanbul. Și m-am dus și vorbesc cu șoferul. Și erau doi bărbați și unul dintre ei zice, așa cu tupiu, care e problema ta în engleză? Zic, nu e problema, n-am nicio problemă, vreau să vorbesc cu șoferul, să văd câte locuri au, să putem îmbarca, 2-3, cât putem îmbarca, câți oameni putem îmbarca, să merg spre Istanbul. Și el se întoarce și îmi spune, zice, aici este autocar, e plătit de mine și eu nu vreau să-i văd pe nimeni în autocar în afară de mine. Eu atunci m-am enervat și mi-am reproșat așa că zic, uite că eu sunt senator al Parlamentului României și stau aici și îngheț până noapte târziu și ajut oameni și tu spui că nu ai locuri în autocar. Am prieteni în Turcia, că am avut afaceri în Republica Moldova cu turcii și dacă era situația, pur și simplu nu am realizat să iau numele, îi sunam prietenii mei din Turcia, pentru așa ceva erau să-i bătai acolo. Dar nu se face așa, până la mine, știi, că eu, noi ședim acolo și ajutăm unii oameni. Unii sunt mai puțin umani și gândesc altcuma. Păi bani, vă dați seama că de multe ori mă uit că Dumnezeu nu le dă bani și putere la mulți, din conștiință că dacă au bani și putere, nu merg pe care creștinească. Și vă dați seama, eu am văzut cazuri când oamenii erau creștini și ajutau oamenii. Cum au prins la bani, nu mai văd, nu se mai uită în jos. Da. Și banii și putere stăi că pe om foarte mult. Încă mai avem în jur de vreo 3-4 minute, cred, din emisiunea noastră. Au trecut foarte repede, da. Sunt foarte mai ziceți-ne ceva, că noi n-am discutat nimic despre aur. Ce mai acțiuni mai faceți? Cum le răspundeți contra celor opozanților dumneavoastră, care vă tot critică? Ba, că nu știu ce faceți, că vreți să adunați mai mulți oameni. Ce se mai întâmplă cu aur la nivel de județ Vaslui, de municipiu Vaslui? Noi în județul Vaslui suntem doi parlamentari. Sunt eu, Busuioc Andrei, senator. Este doamna Raisa Ienache, deputat de Vaslui. Cei ce organizează, cei ce putem să organizăm, adică nu, chiar nu le dăm importanță la criticilor, că sunt critici, recunoaștem că sunt critici care pur și simplu, eu am mers, mă întâlnesc cu primarii, discut cu primarii, din cauza că biroul parlamentar la Huș, doamna Ienache are și în Vaslui, are mai multe birouri, are și la Negrești, are și în Murgeni. La biroul parlamentar nu se reprezintă lumea, avem o situație când oamenii nu prea au așa că să... o idee că să vii să-și expui problemele. Să vină cu probleme, da. Am avut zilele astea un domn cu problema 5G-ului. Ne-am văzut la Bărlad, am organizat și ne-am văzut la Bărlad, am discutat. În schimb, eu ies în teritoriu și merg cât mai multă lume să mă văd cu primarii, să discutăm problemele. M-am întâlnit și cu domnul Buzatu, m-am întâlnit cu toți, adică eu sunt un om pacifist, așa se spune. Dispus la dialog. Da, dispus la dialog și am mai spus-o în presă, dacă țineți minte, când ne-am întâlnit la Doaga. Da, discutat, la Doagele, din Comuna Dragomirești. Da, la Doagele am discutat chestia că ar fi bine că toți parlamentarii de pe județ să ne întâlnim și să discutăm problemele județului. Punctuale, da. Da, județului. Și să mergem pe aceeași cale. Că cât ne divizăm, că eu înțeleg că suntem culori politici diverse, dar în schimb, oamenii nu înțeleg lucrul acesta. Oamenii vor schimbări. Sunt 30%, sub 30% merg la vot.
sub 30. Da. Oamenii nu dezamăgiți. Dezamăgire totală. Este dezamăgire totală și asta ar trebui cumva să ne implicăm, că să facem schimbări. În primul rând, cea mai mare prioritate acum este autostrada spre județ. Da. Dacă noi nu avem autostradă, nu avem investiții. Nu avem investiții, asta e situația. Asta e situația. Da, timpul, iată, destinat emisiunii noastre, domnule senator Andrei Busuioc, s-a încheiat. Vă mulțumesc pentru prezența noastră în studioul nostru. Doamne ajută! Ce să vă spunem? Succes! Mâine plecați în Moldova, am înțeles. Da, mâine am o întâlnire cu niște jurnaliști italieni care vor să vadă situația și m-au oferit să merg cu ei și voi merge, aș vrea să ajung în puncte strategice. Adică eu vreau să cele mai dificile, mai vreau grele. Vreau să fiu cât mai informat, că vă spun și altfel, că adică am scăpat lucrul ăsta. Am fost în Stara Cazaci noaptea când s-a împușcat. Eu eram în vamă acolo. Da. Ajutam oamenii și s-au dus două împușcături acolo, că i-am speriat, după care am stat și am analizat, că eu tare mult mă uitam pe sus, văd, nu e un avion, nu e nimic. S-au dus două împușcături. Da. Și eu eram cu mașina albă și am zis, băi, la mine ce mașina asta e cea mai atrăgătoare. Vă dați seama că dacă vine un avion, nu vede albul. Vede albul, da. Vă mulțumesc, vă dorim o zi plăcută, cum și vouă, prieteni care ați urmărit emisiunea noastră. Vă dorim o duminică frumoasă. O duminică binecuvântată tuturor. Și dă Domnul să ajungă pace și pe la noi, să fie liniște și pace tuturor. La revedere. O zi bună.